Ea și-a deschis o afacere și zilnic face câte 300 de kilometri prin Naveta Chișinău-Florești și crește singură 3 copii minunați. O descoperim împreună pe Anastasia Negurea. Pentru Anastasia Negură, ziua începe devreme. Atât de devreme încât nici unii cocoși nu se trezesc încă. Și e toate astea pentru a face cei peste 150 de kilometri de la Fălești spre Chișinău. Mie îmi place foarte mult să mă trezesc dimineața. Iubesc să fiu prima care iese în oraș, să vorez o cafea și de-apoi să încep ambuteiajele. 10-11 eu deja mă culc. Pe perioada de vară pot să lucrez și după program, în cazul în care rămân aici în oraș. Dar dacă știu că trebuie să merg la Fălești, clar că îmi schimb regimul. Foarte mult timp petrec în mașină, ascultând diferite traininguri, lecții online, studii online, absolut interviuri. Mașina mea este a doua casă. Este complicat, da, dar în momentul în care eu, având o familie foarte mare, am o casă foarte mare acolo în Fălești, nu cred că ar fi o alegere perfectă să schimb locul de trai a tuturor membrilor mei de familie, pentru că aici merge vorba de copii, de școală, de grădiniță, părinții mei care au renunțat la viața lor precedentă, personală și au renunțat absolut la tot ca să mă ajute pe mine. Deși este mereu pe drumuri, Anastasia își găsește timp pentru cele 3 comori din viața ei. Eu am 3 copii, am băiatul mai mare, de 10 ani, fiica, 5 și al treilea copil, Alexandru, este de 4 ani. Să știi că petrec nu foarte mult timp cu ei, dar calitativ. Poate nu ar fi fost totul atât de complicat dacă Anastasia nu ar fi trecut recent și peste un divorț. Însă, datorită muncii și copiilor săi, a depășit această perioadă dificilă. Iar acum e mai fericită ca oricând. A fost un moment greu, psihologic, mă refer la starea emoțională, dar având lângă mine copii, noi știi că s-a primit și perioada ce era și pandemia, s-a primit un boom foarte mare. Eu iubesc să fac sport, dar nu mă refer la sală, alerg foarte mult. Și uite, prin plimbările cu copiii mei, prin sport, prin activități, mi-am mai luat niște cursuri online, eram total implicată în dezvoltarea mea personală. Și uite, așa, treptat, am ieșit din momentul culminant în care mă aflam atunci. Studiile sunt cheia spre succes. Acesta este și crezul eroinei noastre. Anastasia nu s-a limitat doar la o facultate și câteva cursuri. A urmat multă experiență și perfecționări ce o ajută acum să urce pe scene mari în calitate de trainer. După liceu am făcut facultatea de business și administrare, vorbim de licență, apoi master în psihologie, mai am asistență socială și mai făcusem și o catedră militară. Deja acreditarea am făcut-o în București, vorbim de profesia mea acum, cu ceea ce mă ocup. Foarte multe cursuri în diferite țări, pentru că nu poți să faci un curs de bază și cu cursul acela să mergi atâția ani de zile. Iar la moment... Nu sunt singură, am pe cineva în viața mea, sunt fericită, sunt împlinită.